Acum 100 de ani, mișcarea evanghelică era definită printr-o teologie foarte simplă, care putea fi destul de flexibilă și inclusivistă. În principal, autoritatea supremă a Bibliei, văzută de obicei ca inerantă, dar nu în mod obligatoriu, caracterul cristocentric și cruciocentric al teologiei o teologie care are la bază principiile fundamentale uh, uh, ale Evangheliei, așa cum e definită de Pavel, în Teacuri de 5. Pe Iisus a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a înviat, va reveni. Uh, un evanghelic era cineva născut din nou. Nașterea din nou era o transformare spirituală din lăuntru în afară. Așadar, un evanghelic își avea centru de comandă, al viețului religioase în lăuntru. De asemenea, un evanghelic avea ca scop să, ca scop principal al vieții să îi salveze pe cât mai mulți dintre seminii săi, adică să-i aducă în împărăție. Aici deja avem prima relație a evanghelicalismului american, conform unei tradiții vechi deja din secolul XVIII de revivalul religioase, cu Politica americană. Atunci când Woodrow Wilson a apelat la concetățenii săi să meargă în război, în timpul primului război mondial, ideea a fost că America este o națiune creștină și ca o națiune creștină are datoria să apre valorile creștine, valorile creștine fiind valorile umanismului și democrației. Împotriva Germaniei, care pentru a-i motiva pe americani să opte împotriva germanilor, între Wilson și, și biroului de propagandă trebuie să spună niște minciuni, anume că germanii violau se răstigneau preoți, ceea ce nu era adevărat. Dar cert este că propaganda a prins. Mișcarea Evanghelică a respins această idee care era susținută de bisericile mainstream, așa zisele biserici liberale, anume că America ar fi o națiune creștină. Evanghelicii spuneau că America nu este o națiune creștină. Asta, de fapt, a fost uh, mesajul Jonathan Edwards, al lui Charles Fenia, al lui Moody, a tuturor malor revivaliști evanghelici americani. America nu este o națiune creștină. Și din cauza asta trebuie să fie convertiți. America trebuie să fie convertiți de la Hristos. Nu va exista o națiune creștină, spre evanghelici, până la a doua venire. Deci uitați ideea cu națiunea creștină. Nu există națiune creștină, împărăția Hristos nu este din lumea aceasta. Scopul lor nu era să facă politică, ni să meargă în război, ci să convertească cât mai mulți americani să după război. Au folosit propaganda lui Wilson să arate că nemții din cauza asta au fost atât de răi, pentru că acceptau în alta critică și teoria evoluției. Două idei care au fost fundamentale în procesul Scope, faimosul proces al maimuțelor, din Dayton, Tennessee, 1925. Uh, însă procesul scop a fost un eșec pentru, de relație publică pentru mișcarea evanghelică, au fost ridiculizați, s-au retras în căoace să-și lingă rănile și au devenit mai apolitici decât înainte. Un evanghelic era contracultural. Nu merge la film, nu merge la teatru. Nu citea romane foiletone. Nu asculta muzică Jazz, de jazz, de exemplu, sau ceea ce mai târziu va deveni pop music în Statele Unite. Un evanghelic era un om serios care mergea la biserică îmbrăcat în costum, soția lui purta o pălărie și eventual un evantai, iar predicatorul care predica putea fi mai mult sau mai puțin educat, dar certează că erau predicatori educați, care erau foarte bine în teologie, cunoșteau limbile biblice, Țineau predici consistente, care cereau concentrare intelectuală să-l asculți. Evanghelicii erau oameni care știau în ce cred. Ei credeau în autoritatea Bibliei, ad adoptau literal primele capitole din, 11 capitole din Geneza, de asemenea își puteau susține, nu teologic, poziția lor era o structură de bază așa zisele de fundamentals, din care derivă termenul fundamentalism, adoptau aceste principii fundamentale, cum spuneau ei, al unei teologii biblice. Dar mai ales un evanghelie Biblia foarte bine. Și din punct de vedere moral, evanghelicii nu consumau alcool și erau, adoptau morala victoriană în îmbrăcăminte, în distracție, și, bineînțeles, în sexualitate. Și asta nu însemnează doar condamnarea adulterului și a divorțului. Dar însemnează mai ales ideea ca conștiința evanghelicului să fie foarte sensibilă la păcate sexuale în familie. Scopul sexului este să faci copii, nu să te distrezi în familie. Și uh, un alt aspect care trebuie subliniat aici, este că evanghelicii nu au deloc entuziasmați de sporturile macho și de imaginea macho din cultura populară americană, care, a cowboy, a cowboy dacă vreți, a polițistului, a soldatului, a eroului macho, nu credeau în violență. Ei aveau un Isus, să zic așa, puțin mai efeminat și încercau să urmeze exemplul lui Isus. Aceștia erau evanghelici la începutul secolului. Astăzi, dacă te duci într-o biserică evanghelică, mai ales dacă te duci într-o zonă rurală, vezi niște oameni, dacă e vară, de exemplu, o biserică destul de săracă, vezi bărbați și femei în pantaloni scurt și t-shirt cu mânecă scurtă, așa că le poți vedea picioarele și brațele. Cu un strat subcutanat de grăsime destul de consistent, foarte tatuate. Beau bere, au foarte multe arme, conduc motociclete. Pe canalul de TV au totdeauna selectat wrestling, fotbal american, box, arte marțiale amestecate și așa mai departe. În general, au un interes și o înclinație spre, cult spre cultura americană populară. o bere, așa cum am spus. De multe ori, pastorul ține predici în care le spune femeilor, le, le mustră pe femei, că nu știu să fie, pardon de expresie, curve. Anume, din cauza că soților se uită la pornografie sau le trișează și le, le spune femeilor că trebuie să facă sex oral. Dacă nu mă credeți, mergeți la ultima biserică care a sărit pe scara din spate a vagonului din spate a trenului evangelicalismului american, Biserica Adventistă. Și ascultați o predică a unui pastor român, care pe de o parte îi spune unei tinere, sub 20 de ani, ești o curvă, pardon de expresie, așa spune pastorul, pentru care fost roșie și când fata se supără, cum poți să-mi spui așa, el spune, nu eu spun cuvântul lui Dumnezeu, spune, citește Apocalipsa, asta este, mă rog, tipa din Babilon, dar același pastor, care are cam 20.000 de hituri, cel puțin pe, la fiecare predică, le explică tinerilor, necăsătoriți, adolescenți, că Dumnezeu a intenționat ca omul să facă sex oral pe baza cântării cântărilor și pe bază de teologie naturală. Uh, mă rog, uh, gura și epitelul din alte părți sunt același țesut și ce Dumnezeu omul să nu despartă uh, și uh, femeile sunt vinovate că nu fac sex oral, cu alte cuvinte. Am un prieten ar de ziua șaptea. Care, și da, mi-e prieten, îmi pare rău că o spun public acum, dar trebuie să spun pentru că este important. Prietul meu a divorțat de soția lui la vârsta care se numește an Înțelepciunii, din cauza că într-o predică a că soția lui ar fi avut datoria să-l satisfacă sexual. Și nu o făcuse toată viața și omul a divorțat și și-a luat altă soție. Deci, aceasta este mișcarea evanghelică din timpul nostru. Dar cum este din punct de vedere politic? Ceva foarte interesant. Aici, aspectul cel mai interesant. Din punct de vedere politic, dacă, scopul, dacă mișcarea evanghelică acum 100 de ani revuza noțiunea că America este o țară creștină, din potrivă era o țară care trebuia convertită nu ca țară, ci ca individ, fiindcă ca țară nu va fi niciodată creștină, erau adepții separate de bisericii de stat, erau, de fapt, evanghelici, au fost cei mai entuziasmați, o să vă mire lucrul acesta, în 1973, când Curtea Supremă a publicat decizia Roe vs. Wade, în care avortul a considerat un drept constituțional, evanghelicii au fost foarte entuziasmați. Au spus, în sfârșit, ne eliberăm de tirania bisericii catolice și, uh, spre de catolici, noi nu suntem niciun caz împotriva avortului în cazuri excepționale, dar, mai ales, noi nu credem că e treaba statului să se bage între medic și uh, clienta lui. Este o problemă de conștiință. Noi ducăm conștiințe. Noi mergem dinăuntru în afară, nu din afară înăuntru, da? Din punct de vedere politic, la data aceasta evanghelicii nu consideră că America nu este o țară creștină și că trebuie să fie converti... americanii trebuie convertiți la Isus. Ei consideră că America este o țară creștină care a fost deturnată, confiscată de o conspirație marxistă, comunistă, feministă, o cabală internațională de pedofili și așa mai departe, și trebuie luată înapoi. Ei nu încearcă să-i convertească pe cei care nu sunt ca ei, ei încearcă să-i învingă politic și prin această berință politică ei înțeleg să pui mâna pe arme. Împotriva cetățenilor în armață. De exemplu, uh, și aici trebuie să fac o paranteză despre morala sexuală, uh, în, uh, deja prin anii 80-90, ideea nu mai era, ca în morala victoriană, că nu trebuie să te lași condus de patimile animalice în relația sexuală. Ideea era că uh, căsătoria e un paradis sexual, cu condiția să nu faci sex înainte de căsătorie. Și fetele făceau acele ridicole baluri ale purității în care dansau cu tatăl lor. Sau dacă tatăl era plecat creanga, cu pastorul sau cu prezbiter. Sau că e doar cu liderul de tineret. Și la sfârșitul dansului, tatăl le punea deci un inel al purității. Și le promiteau că vor rămâne virgine până la căsătorie și până la căsătoria când tatăl lor le va da unui alt bărbat, care va fi stăpân pe trupul lor, așa cum a fost până acum stăpân tatăl, de unde formula ridicolă, He gives this woman to this man, acceptată cu un entuziasm stupid de românii imigranți în America. Da? Deci, cine dă de această femeie acestui bărbat? Femeia este luată și dată. La data aceasta, așa cum am spus deja, morală sexuală este alta. Dar interesant este faptul că deja în 80-90, era promisiunea de paradis sexual. Pentru cei care respectă aceste reguli ale purității înainte de căsătorie. Însă lucrurile merg ceva mai departe aici. Există o suprapunere tot mai puternică între cultura evanghelică și cultura populară americană. Americanii în general au o despre sex care se expune cel mai bine în idiomul a face sex. Pe vremea mea în România se spunea face dragoste, mă rog. Dar probabil că sunt prea bătrân pentru timpul acestea. A face sex are un caracter, un, un sens clinic, să zic așa. Însă problema este că pe vremea mea noi gândeam, sau unii dintre noi gândeau, că a face dragoste, care implică amință și relația sexuală, implică o formă de autotranscendență a individualității. Un fel de absolut, de Însă, Acum, evanghelicii folosesc expresia face sex, nu faci sex înainte de căsătorie, va fi grozav sexul după căsătorie. După aceea s-a dovedit că sexul nu e chiar de grozav după căsătorie, chiar dacă ții legile purității. Și atunci au apărut divorțuri și ideea numai a sexual și așa mai departe. Dar în cele din urmă, ideea a fost că dacă totuși sunt probleme de morală sexuală în America, este vina femeilor. Și este datoria cetățeanului american să apre Constituția cu arma în mână. Așa se face că mai multe femei au fost supuse la violență. Tipii au intrat în, de exemplu, studio de yoga în Florida și au împușcat mai multe femei pentru că sunt o ispită. Un tip în Georgia, din Keneso, Georgia, unde este faimoasa, mă rog, are o, o congresmenă faimoasă, Major Taylor, care a intrat am na două spori din Atlanta, am pușcat mai multe maseoze asiatice, pe motivul că sunt ispite pentru clienții lor. Șeriful a arătat simpatie față de el, a avut o zi rea, însă biserica Crabtree din, din County Canton, Georgia, lângă Atlanta, a scos imediat de pe Facebook toate predicile și ne dăm seama de ce le-a scos, da? Deci, ideea este de a lua înapoi America, de la feministe, de la imigrante asiatice, de la comuniști, de la marxiști, de la anarhiști. Ideea nu este să convertești pe cineva, ci să iei înapoi în America pentru că America este o țară creștină care a fost confiscată. Cum s-a ajuns de aici, dincolo? Asta este întrebarea pe care vreau să o pun. Și am încercat să înțeleg fenomenul. Uh, Fenomenul este interesant dacă îl sub aspectul plural al religiei, da? Deci este o metamorfoză uh, de 100 de ani a evanghelicalismului de la ce a fost la 1900 la ceea ce este astăzi. Dar cum s-a ajuns aici? Și uh, ceea ce am înțeles este un adevăr care trebuie totdeauna luat în considerare, anume că o religie, nu are o evoluție independentă de factori economici, sociali și politici. Întotdeauna ea reflectă acest factor economico politico sociali Evangelicalismul a reflectat dezvoltarea Americii în ultimii 120 de ani. Și în ce constă această dezvoltare? La începutul secolului 20, Ted Roosevelt, ultimul mare președinte american, își dă seama că America este în pericol să devină o oligarhie. Și termenul oligarhie a fost folosit prima dată de filozofii greci, care au studiat evoluția democrației lor până la sfârșitul lor în timpul Imperiului Alexandru Macedon și au dat seama că o democrație pică atunci când devine oligarhie. Ce este oligarhie? Oligarhie este o democrație care a fost confiscată de un grup de oameni bogați. Oamenii au bani și pot să cumpere voturi. Oligarhia, ne spune mai departe Aristotel și alți filozof greci sau romani ca Cicero, duce în cele din urmă la tiranie. Cicero, care avea experiența și scrierile grecilor la bază, a fost un mare, mare gânditor politic care a trăit în perioada trecerii Republicii, Republica deja trecuse de la democrație la oligarhie, dar în timpul lui a trecut de la oligarhie la tiranie. Și Cicero a fost un martir pentru că a murit din cauza că s-a pus lui Cezar și a pus lui Augustus. Dar se pare că este aici o anumită lege a istoriei. Ted Roosevelt a fost conștient de faptul că America este în pericol de o oligarhie. Existau milionari american. Nu existau încă miliardari, dar dați-vă seama că dolarul avea altă valoare în timpul Roosevelt. Și Roosevelt a înțeles că acești milionari cumpără congresmeni, cumpără chiar și președinți. Da? El nu era omul să fie cumpărat. Roosevelt era un tip foarte... Un, un tip de luptător. Și Roosevelt a început să lupte împotriva acestor miliardari și a reușit să obțină o lege prin care orice, om, orice corporație care sponsor, sponsor, sponsora, să zic, o campanie electorală, trebuia să o facă public, să se știe cine a sponsorat pe cine. Așa că dacă reprezentantul sau senatorul sau președintele respectiv juca așa cum cânta la chitară corporația, el ne putea fi acuzat de corupție. Însă Rosa a făcut un mai departe. A decis să taxeze corporațiile uh, cu taxe federale. Și mari mare mil milionari din America, erau oameni care se îmbogățiseră cu producția de oțel pe vremea aceea și petrol, au încercat să să spună furt. Ni să fură banii pe care am câștigat cinstit. Rosvăr a spus nu dați înapoi la sistem. Pentru că n-ați făcut banii în altă țară. Nu i-ați făcut, în... a dacă trăiați, de exemplu, în România. Da? I-ați făcut că trăiați în America. Da? Deci dați ceva înapoi la sistem. Taxe. Da? taxe la Guvernul Federal. Ce face Guvernul Federal cu aceste taxe? Școli, protecția parcurilor naționale, infrastructură, sănătate, protecție socială. Nu le-a plăcut oamenilor bogați din America ideea aceasta, și au inventat o metodă de a eluda uh, legile pe care uh, le dăduse legiuitorii americani în timpul administrației Roosevelt. Anume, ideea era să faci. Ei au obținut, uh, s-au luptat, au avut avocați, spun ei și, și erau oameni foarte inteligenți. Ideea era să faci o fundație pentru caritate, educație, lucrare misionară, se vedea uh, Rockefeller religie și așa mai departe, în care să bași banii și aceștia să fie scutiți din taxe. Aș vrea să spun foarte clar, știu că mulți nu sunteți de acord. Orice ban pe care ceva îl scutește din taxe, fiindcă l-a dat la Omega Church, la lucrare misoară, nu știu pe unde, prin Africa, care nu aduce niciun rezultat, la nu știu ce program caritabil nu știu cum și așa mai departe, sau religios, este un ban furat de la guvern. Guvernul vei spune, stai că guvernul este problema, nu este soluția, așa spune Reagan. Vorbim puțin mai despre Reagan, da? Uh, guvernul într-o democrație este instrumentul poporului. Bun, este un ban furat de la guvern, pe care, guver... deci furat de la școli, furat de la spitale, furat de la de la programe de asistență socială, de la programe de infrastructură, ca un pastor să spare într-un jet personal, să aibă o vilă de 50 de milioane, să construiască o biserică care să ajungă la cerca Barber și să aibă mai mulți bani decât Dumnezeu. Și asta se face, bineînțeles, legal. Da? Deci, oamenii aceștia au găsit o soluție ca să nu dea banii la guvern, să-i dea la biserici, la, la corp, de la diverse fundații de caritate, adică să plimbe dintr-un buzunar în altul. Și aici a, a, fost o mare invenție genială, aș vrea să spun, dacă spun că e genială, nu spun că e bună, da? Dacă ceva e rău, nu însemnează că e ceva foarte inteligent. Cea mai mare invenție genială în secolul 20 a fost piața religioasă. Mișcarea evanghelică s-a metamorfozat într-o piață religioasă. Adică, în primul rând, a fost o rețea de, de magazine care vând cărți, de case de publicații, de edituri, de tipografii și de puncte de desfacere. Înainte de asta, cărțile se desfăceau prin biserici. Pastorul se uita la carte și ok, cartea asta e bună, cartea asta nu e bună. Bun. Era problema pastorului, a comitetului, fiecare biserică are închiziția ei. Dar în mișcarea evanghelică, aceste, aceste librării erau independente de orice biserică și spectrul are destul de larg cuprit de cât mai multe teologii, însă s-au răspândit atât de mult în America, încât pastorii care vindeau în bisericile lor, aveau, mă rog, totdeauna un secretar cu literatură, și așa mai departe, așa cum știți, s-au găsit, de fapt, concurați de prețuri mult mai ieftine și rafturi mult mai bogate, în diverse cărți de literatură, că din cum cumpreau de la aceste cărți. Apoi a apărut radioul și a apărut teleevanghelismul prin radio. Bill Sunday, un fost jucător de basketball, a devenit o senzație în America ca evanghelist radio. Și-aș vrea să... și evanghelist itinerant, bineînțeles. Și-aș vrea să vă spun, dacă și cartea Elmer Gant, de Sinclair Lewis, este făcut după portretul lui Billy Sunday. Însă, uh, Elmer Ghentă, dacă aș duc, cartea, este, uh, nu este doar Berisand, este tipic pentru evangheliști tineri în această perioadă. Adică, e un tip destul de incult, uh, nu, uh, teologic este de destul de ignorant, nu cunoaște Biblia prea bine, însă șt, uh, știe să-și promoveze, să-și vândă marfa. Și ca atare devine foarte popular în timp ce. Uh, colegului Frank, Pastor Baptist, care este serios, care cunoaște teologie, cunoaște Biblia, bineînțeles că înclină spre înalta critică, spre teologia germană, pentru că este un intelectual care vrea să-i duce tineretul și care acceptă că teoria evoluției pune niște probleme epistemologice raportului genezei care trebuie luate în considerare. Prietenul Frank este bătut de. Renéții din Texas îi să pierde un ochi, îi ajunge să moară sărac, în timp ce Elmer Gantry, un alcoolic, un afemiat, un superficial, ajunge un star în America ca televangelist. Singurul lui s-a petrecut 2 ani făcând, să zic, infiltrat în diverse cercuri evanghelice și a avut foarte bine lecțiile și ce riscă că e un mare adevăr acolo. Dar cert este că în această perioadă mișcarea mai o se transformă într-o piață. Aici este aspectul cel mai important pe care trebuie să-l înțelegem. O piață. În America începe să apară prima societate de consum din lume. O societate de consum se deosebește de un capitalism de producție prin faptul că societatea de consum îl face pe consumator uh, un un uh, obiect pasiv, nu un subiect care are, ci un obiect pasiv al consumului. Adică dacă în capitalismul uh, clasic, uh, consumator uh, cumpără lucruri de care are nevoie, în sociale de consum, lui îi se spune ce trebuie să-ți cumpere și de ce are nevoie. Deci îi se creează niște nevoi fict fictive. Uh, este bombardat tot timpul cu tot felul de reclame, și uh, Piața nu creează produsul de care nevoie consumatorul. Piața creează o nevoie efectivă care s-a apoi de un produs. Și în acest context apare piața evanghelică. Piața evanghelică, începând de la de începutul secolului 20 până acum, deci în, în într-o sută de ani, merge de la radio la și cărți și reviste, la televiziune, la canalele de televiziune, apoi la uh, platforme de internet, la social media și așa mai departe. Și în tot acest marș înainte victorios al pieții, a unei termeni unei pur de piață, pur economic, și conducătorii zic în termeni pur economic, de marketing, uh, uh, această piață uh, îl trans, uh, creează noul evanghelic. Ce este noul evanghelic? Noul evanghelic nu cunoaște teologia evanghelică. Decât așa foarte vag din auzite. Mai mult ca o zici. Mai important, noul evanghelic nu cunoaște Biblia. Ce cunoaște noul evanghelic? El cunoaște produsele pe care le cumpără. Aceste produse le cumpără de pe piața evanghelică, foarte vastă, de informație, dar de multe ori sunt și mărfuri, gen un tricou, de exemplu, cu caracter de fetiș, care are, de exemplu, scris pe el uh, uh, Jesus is my savior, Trump is my uh, era să mai president, Trump is my king. da? Și uh, uh, în această piață, uh, el, de fapt, Contrar etosului evanghelic originar, atunci nu pleacă din afară afară, ci din afară înăuntru. Gândirea lui, conduita lui, morala lui este, este modelată de produsele pe care le cumpără pe piața evanghelică. Un pas mai departe, ceva foarte important. Piața evanghelică merge pe principii de marketing. Și ca să aibă succes în uh, America, trebuie pe undeva să se suprapună cu cultura populară. A trecut vremea când evanghelicii nu mergeau la film și la teatru și n-ascultau muzica, nu, din potrivă. Uh, de acum are o suprapunere puternică cu muzica country, cu muzica pop, chiar și cu muzica rock and roll, uneori și cu rap, da? cu filmul, uh, cu uh, uh, modelele de comportament promovate de mass media și pentru că asta trebuie ca să vândă marfa și asta duce la o transformare a Evanghelicului. Un exemplu foarte interesant este transformarea lui Isus. Da, Isus este transformat în mișcarea evanghelică. De la cel Isus victorian, care avea un amestec de trăsturi masculine și feminine, ajungem la acel Isus care, interesant, mă refer la o carte care apare chiar în, la începutul războiului cu Irak, al lui George Bush. Uh, se numește Wild at Heart, uh, inima sălbatică. Uh, cartea mi-a fost prezentată, eram atunci pastor în George, la o întâlnire cu pastorii de șeful departamentului de pastorație, ca o carte care trebuie citită în grup și gândită. L-am să greșit pe Isus spune el. Iisus nu a fost sisi, mă rog, Isus a fost uh, un războinic, a fost mai aproape de un atlet, de un jucător de fotbal, de un boxer, decât de acea imagine efeminată care avem noi, mă rog, în mod tradițional. Și uh, mi-am aminte de acea întâlnire, am privit-o cu destul scepticism, uh, dar... Uh, am citit abia în 2020 o carte scrisă de o profesoară la un institut de teologie reformat care spunea că acea imagine a lui Isus din Wild at Heart este, de fapt, portretul John Wayne. Foarte interesant lucru acesta. Cum s-a ajuns acolo? Asta este întrebarea. Bun. Trebuie să înțelegem că a avut o loc și o metamorfoză politică, nu numai culturală. Și anume ce se întâmplă este că în timpul războiului rece, administrația Eisenhower a ales să îi mobilizeze pe americani în războiul rece, americanii după al doilea război mondial erau, erau, destul de pacifici, vă ce războiul, nu erau deloc entuziasmați de război, dar erau globaliști. A exact chiar o propunere de amendament ca Statele Unite să devină Statele Unite ale Pământului. Da? Ei credeau într-o federație mondială în care toată lumea se va conduce după principiile americane și credeau ca să nu se face prin război, ci prin convingere. Dar, așa cum și rușii au jucat de de necinstit, americanii au fost dezamăgiți, certe că pe timpul lui Truman deja lucrurile s-au schimbat, Eisenhower însă, ca să-i mobilizeze pe americani care nu prea erau entuziasmați de loc de războiul rece, a folosit ideea conflictului între bine și rău, între alb și negru, ceea ce e fals. Dar ideea era un conflict între bine și rău. America este de partea binelui 100%, uh, Uniunea Sovietică de partea răului. Uh, și ideea era că America este one și undergat. Uh, ideea pe care au foarte mulți este că lozinga One și undergat din Pledge of Allegiance vine de la prinții fondatori. De fapt, vine din timpul administrației Eisenhower, a fost introdusă în Pledge of Allegiance de către Columbus Knights un fel de masonerie catolică. Uh, iar uh, lozica Engato Trust au fost introduse tot de administrația Eisenhower, multe simboluri religioase au fost introduse în spațiul public, pentru că Eisenhower a venit cu această retorică, noi suntem națiune sub Dumnezeu, împotriva unei națiuni care împotriva lui, sau unei lumi care împotriva lui Dumnezeu. Blocul comunist este împotriva lui Dumnezeu, uh, noi suntem cu Dumnezeu. Mișcarea evanghelică, care până atunci era marginală în America, bisericile mainstream erau liberale, dintr-o dată a centrală și mai ales figura lui Billy Graham apare aici ca centrală. Pentru că, dintr-o dată, evanghelicii devin americanii buni, americanii reprezentativi. Și ei schimbă retorica. Ei nu mai spun noi, America nu este o națiune creștină. Noi trebuie să convertim americani, să-i salvăm și națiunea creștină va fi numai după venirea lui Isus. Ei Ii spun, America este o națiune creștină. Noi repede să în America, numai că America s-a depărtat de creștinism. Ăsta este mesajul Billy Graham, un mesaj revizionist, o minciune dacă vreți, da? Destul de superficială Billy Graham în predicarea lui. Dar asta este ideea. America trebuie să întoarcă la Dumnezeu ca să confrunte pericolul sovietic și pericolul războiului nuclear și dacă va fi război nuclear, cu atât mai bine pentru noi, că bine Iisus și ne salvează, dar trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Casa Albă vede cât de, cât de valoros este Billy Graham pentru el și îl fac profetul oficial al Americii și din clipa asta America devine o națiune creștină pentru evanghelici și evanghelicii sunt americanii cei mai buni, sunt adevărați americani. Ceilalți care merg la biserică regulat, care nu sunt toate principiile sunt uh, nu sunt neamericane, dar au cam alunecat și trebuie să se întoarcă la turmă. După ce urmează perioada mea ca și comitetul pentru investigarea, uh, mă rog, a Și aici trebuie să spunem ceva. America avea multe probleme sociale după al doilea război mondial. Femeile înlocuisele bărbații ca o forță de muncă. Bărbații s-au întors acasă, femeile că și gasă ceva autonomie nu vreau să renunțe la autonomia lor, da? Și atunci a spus, bun, rămâneți angajate mai departe, dar cu salariul mai mic decât bărbații. Sau dacă nu, apă la cratiță. Femeile au început să se organizeze, și a putut organiza de femei care luptau pentru drepturile femeilor în America. Și, bineînțeles, de la dreptul la muncă s-a la dreptul reproductiv. Când cineva a spus marș la cratiță și l-a făcut copii, da? Desculță și gravită la bucătărie. Este rolul femei după Biblie. Uh, pe mine a spus, stai puțin, nu, eu o să fac câți copii vreau și când vreau eu și vreau să fac și o carieră între timp. Și apare un conflict aici. Evanghelie, uh, uh, în acest conflict, uh, și pe lângă aceasta este, bineînțeles, și conflictul pentru drepturile civile. Negrii s-au luptat pe front alături de albi și acum când se întorc acasă află că sunt cetățeni de mâna a doua. Cum vine chestia asta? Omul vine decorat cu medalia Congresului, dar el nu are voie să intre într-un restaurant de albi în sud, nu are voie să bea apă de la o de la care bea un alb și măcar să facă pipi la un la care fac albi. Și atunci negri și ei se organizează și ne-am luptat, avem și noi dreptul noi în această țară pe care am apărat-o cu sângele nostru. Și Uh, ar fi naiv să credem că rușii nu au infiltrat aceste mișcări. Bineînțeles că l-au infiltrat în Un, Uniunea Sovietică, a făcut ceea ce face Putin în Rusia post-sovietică, oligarhică, ortodoxă acum. Adică au încercat să, să, să zgândere toate aceste nemulțumiri. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să omitem faptul că mișcarea feministă avea dreptate că negrii aveau dreptate și că atunci când a apărut războiul din Vietnam în anii 70, mișcarea antirăzboi din Vietnam nu a avut dreptate. Toate aceste revolte erau progresiste, vreau să împing America înainte. Însă, ideea a apărut, bineînțeles, în perioada mercatismului, că toate acestea sunt activiste anti-americane, pentru că peste tot este infiltrarea sovietică, infiltrarea comunistă. Și asta a prins foarte bine mișcări evanghelice. Erau pentru rolurile tradiționale în căsătorie, ei erau, mă rog, pentru segregarea rasială, așa cu ideea, îl iubești pe negru în Iisus, dar totuși ne-a făcut deosebiți. Ei erau, bineînțeles, împotriva mișcării hippie cu libertatea sexuală și cu toate problemele. Dintr-o dată, urmașii celor care au fost împotriva primului război mondial și au privit cu suspiciune chiar și al doilea război mondial, Dintr-o dată se dovedesc foarte belicoși și pro-război, pentru că trebuie să confruntăm pericolul comunist. Dar, pe de altă parte, de la ideea America nu e națiune creștină și America trebuie convertită la Isus, nu toată America, dar indivizii, fiindcă America nu va fi niciodată o națiune creștină. Până vine Isus, nu trăim în această lume și nu există națiuni creștine împărțirea la lui Isus, nu e din lumea aceasta, cel puțin deocamdată. Ajungem la ideea că America a fost o națiune creștină infiltrată de feministe și de comuniști. Și tot ceea ce nu, co nu corespunde valorilor tradiționale predicate de evanghelici este comunism, este feminist care înseamnă tot comunism. Și atunci aceștia nu sunt oameni care trebuie convertiți, aceștia sunt oameni care trebuie învinși. Fiindcă suntem într-o pe viață și pe moarte împotriva comunismului. Un alt aspect aici, apare un aspect foarte interesant. Ne întoarcem la miliardari, da? numărul lor crește. Deci, e cu mare lasă 300 de milioane la fiul lui, deci sunt bani moșniți dintr-o generație în alta, taxele sunt eludate prin organizații caritabile și apare o idee nouă cu frații Koch, care sunt mari, mari miliardari în industria petrolului, anume, ce-ar fi să folosim toate aceste organizații de caritate? Ca să facem o propagandă între americani, să-i convingem că, de fapt, atunci când noi furăm banii lor, adică banii pe care i, -i dat lor, bun, ai făcut business în țara mea, eu sunt America, popor american, tu, Koch, faci business cu petrolul, îmi murdărești apele, îmi, 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 îmi distrugi natura, iei petrolul, folosești poliția, folosești șosele, folosești protecția, folosești totul, ceea ce plătesc eu din taxe. Plătește ceva înapoi, da? Nu. Trebuie să-i convingem că, de fapt, acești bani pe care îi furăm noi sunt uh, ai noștri uh, și că, de fapt, uh, atunci când guvernul cere taxe nouă, de fapt uh, vrea să-i jefească pe ei, să le ia ultimul lor ban. Deci, nu că ideea este că îi plătesc taxe ca să țină businessurile noastre și poliția care ne protejează pe noi și armata care apele interesele noastre în toată lumea. Nu. Ei, ei plătesc taxe ca să țină pe negri sau să, să țină educație sau care îi face pe tineri marxiști că intră în contact cu tot de idei și îi face pe hipi să-și piardă timpul fum marihuana. Ei plătesc taxe ca să țină profesori universități care învață iarăși marxismul și așa mai departe și lor li se fură banii pentru asta, noi trebuie să convingem pe acești oameni că, de fapt, atunci când noi furăm, noi nu furăm, ne luăm ce al nostru, și atunci când guvernul nu vrea să ne cere taxele, de fapt, vrea să-i pe ei. Și mergând mai departe, au venit și cu alte idei foarte creative, foarte bine gândite. Anume că, de fapt, guvernul încearcă să le ia lor libertățile, atunci când cineva vine prin anii 70 sau vine prin multe, cu idei pentru protecția consumatorului, adică să nu-ți bagi joc de el să-i vinzi ceva ce nu funcționează și până să nu se poate da înapoi, trebuie protejat, da? Când vin pentru protecția mediului, omul nu să o bânt apă din țeavă de plumb sau respirând aer poluat cu tetraetil de plumb, care a avut efecte catastrofale în America și așa mai departe. E mediu, de disuși apre, de aerul, îi tai pădurile. Să nu fie protejat în privința aceasta. Și s-a creat o întreagă rețea de, de think tank-uri și de, de fundații care au avut ca idee să îi convingă pe oameni că totul nu face cancer, că nu există încălzire globală și că, în general tot ce, duce la ideea de un program de asistență medicală universală, de educație universală, de infrastructură, de o societate civilizată, înseamnă comunism. Și uite, comunismul este atei și la cine s-a cel mai mult? La creștini, da? Creștinii se consideră într-o bătălie cu diavolul, diavolul cu atei, ei sunt creștini buni. Spunele creștinilor că orice cine vine cu aceste idei, și încearcă să se protejeze buzunarilor să nu le fur banii. Încearcă să le protejeze plămânii să nu facă cancer. Încearcă să le, să le protejeze, să le protejeze, de diabet și de, de, obezitate și tot felul de dezechilibre chimice prin mâncarea pe care o mănâncă. Încearcă să le facă viața mai ușoară, să dea educație la copiii lor. Și o pace sufletească că atunci când te îmbolnăvești și primit într-un spital și prima întrebare nu este ești asigurat, da? Sau este o asigurare de stat și așa mai departe. Toate acestea sunt o încercare de a traduce comunismul în America și comunismul se numează ateism și atunci le vor lua Biblie și bineînțeles le vor lua armele, fiindcă Biblia și arma merg mână în mână. Și atunci, pe lângă că au apărut tot felul de stații TV și talk show cum este Rush Limbo, Glenn Beck, Sean Hannity, Tucker Carlson, care sunt oameni cumpărați. Uh, dar au uh, posturile de, uh, de, de radio și televizie religioase, și bisericile au devenit instrumente de propagandă al oligarhiei financiare. Și ca să înțelegem din ce constă această oligarhie, la data aceasta, circa 700 de oameni posedă în statul de o avere, uh, un, un capital mai mare decât Germania. Deci Germania este cea mai puternică economie din Europa. Uh, și una dintre cele mai puternice din lume, cred că a treia din lume, dacă nu mă înșel, nu sunt sigur, da? Nu și a treia sau a patra din lume. Dar acești 700 de oameni posedă mai mulți bani, mai mult capital, mai multă putere economică decât Germania. Și au bani, de mult să... Au mai mulți bani decât Dumnezeu. Ei nu cred în Dumnezeu, bineînțeles, da? Deci, el îl pot cumpăra pe Dumnezeu, ca să zic așa, și îl cumpără pe Dumnezeu, îl cumpără pe Isus. Și pentru că deja există această piață evanghelică în care Căciunții Evanghelici, nu vreau să am care are convingeri personale, cineva care cunoaște Biblia, care are o anumită structură teologică la baza conceptului de viață, nu. El este un consumator pasiv de produse care sunt livrate talk show-uri, predici, uh, uh, site-uri pe care le vizitează, ce vreți dumneavoastră, uh, muzică și așa mai departe. Uh, deja concepția lui despre Isus este schimbată: este un tip macho, un tip de soldat, un tip de boxer, etc. Tu trebuie să fii ca Isus, nu te lași. Uh, în, în acest context, uh, deci uh, nu este greu să-i faci și pe creștini să facă o alianță, o alianță cu, cu anume, voi vă ne lăsați în pace să furăm și noi vă prometem o teocrație. Acesta este, de fapt, contractul cu diavolul, pe care l-au avut creștinii. I-a spus diavolului lui închinete închine-te mie și îți dau toată lumea, da? Deci acești oameni miliardari vin la creștini și spune, uite, închine-te nouă și îți dăm puterea în statul unde îți dăm te ocația. Dar bineînțeles că această putere este iluzorie, fiindcă puterea o are banul. Creștinii sunt doar ceva care pot fi folosit, poate fi folosit, după ce le dai un picior în fund și nu pasă de ei, pentru că îi dispăzuiești oricum și îi niște proști, niște ratați. Însă este interesant această evoluție care a avut loc în America și n-am înțeles-o mult timp, de mult timp mi-am bătut capul să zic ce s-a întâmplat. Ce se întâmplă cu biserica mea? Biserica Adventistă, așa cum am spus, a sărit pe ultima scară, în ultimul vagon din mișcarea evanghelică și a intrat și -a mișcarea evanghelică, adică și a intrat în această piață de consum evanghelică. Și uh, am spus că oamenii s-au schimbat radical, radical. Adică uh, uh, morala victoriană a fost înlocuită cu hedonismul și consumismul contemporan, cu Evanghelia uh, Prosperității la mulți dintre ei. Uh, Politica au trecut de la teama de o teocrație și semnul fiarei, și decretul dominical, dacă știți la ce mă refer, la entuziasm pentru orice mișcare teocratică stil gheleat în Statele Unite, dacă iar înțelegeți termenul, e din uh, uh, handmade Story. Uh, dar uh, ce, ce, ce vreau să arăt este că tot este o cachalma, un bluff. da la vor aceasta acești evanghelici, nu mai trebuie nici cu Biblia, nici cu teologia. Predicile pe care ți predicat lor sunt, sunt zgomot alb. Nimic, nicio substanță. De fapt, evanghelicalismul nu mai există. Doar e ca cel mai. Blafează. Cărțile le vezi din spate și ai impresia că o are ceva patruași în, spate, în față, în fața lui. Dar de fapt nu are nimica. Și nu se știe cât va dura problema aceasta. În anul 2010, în anul 2010 America a devenit oficial o, o, oligocra, o, oligo, o oligarhie, o oligarhie. Atunci când a avut loc decizia Curții, Supreme, Citizens United, în care corporațiile au fost, țineți-vă bine, corporațiile au fost considerate persoane și Uh, 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 și donațiile pe care le dau ele la partide politice și la candidați. Ei candidează și uh, ei uh, sponsorează și democrați și republicani, să nu crezi că sponsorează doar republicani. Da? Deci, uh, donațiile pe politice pe care le fac ei în campanie electorale uh, nu trebuie să fie dezvăluite. Obama era atunci președinte și a, ținut un, a, a fost foarte a, atacat cu foarte multă violență această hotărâre a arătat că, de fapt, este distrugerea democrației și a avut dreptate. Obama fiind un profesor de drept constituțional, știe ce vorbește. Dar că am dat America înapoi cu 100 de ani. să referea la decizia lui tot Roosevelt, bineînțeles. Însă, aici este problema. Cum se i convici pe Evanghelie să susțină o astfel de decizie? Foarte simplu. Le spui la pastori că, de acum înainte, ei vor putea avea și scutere de taxe, dacă fac politică. Pentru că ideea este că dacă te implici într-o campanie electorală ca non-profit, ți-ai pierdut scutirea de taxe. Și ei uh, numesc asta libertate religioasă. Dar, de fapt, care este ideea? Ideea este că anumiți miliardar vor să folosească bisericile ca să-și avanseze propriilor scopuri. Uh, și uh, America, practic, oficial vinde o oligarhie care promite că și o teocrație și poate le va da pentru că pe ei nu interesează cu nimic, cum am spus, ei au mai mulți bani decât Dumnezeu, așa că totdeauna sunt deasupra. Ei vor face avort, vor trăi ca în Sibaris, vor fi și homosexuali și își vor schimba sexul prin operație, vor face ce vor fi, că banul îți dă libertate să ce vrei, însă poți să susține și o teocrație în Statele Unite, cu condiția ca evanghelicii și predicatorilor și evangeliștilor și toșilor să susțină agenta lor uh, uh, oligarhică și uh, creptocrația lor. Asta este situația la data aceasta, mare, mare ca cealma. Ce se va întâmpla în viitor, nu știm, însă eu zic că orice om care are o conștiință morală uh, nu are voie să tacă. Este un truiz deja că vinovăția nemților în timpul lui Hitler nu a fost faptul că ar fi, par ar fi participat activ, s-ar fi năsizit de convingere, ci că au tăcut. Și tăcerea devine criminală, uneori. Așa că, prietenii mei, eu zic să nu tăcem și să luăm atitudine, dar mai ales să deschidem ochii. Uh, să înțelegem că suntem prinși, mă adresez celor care sunt. Uh, și merg la o biserică adâncă, baptistă, pentecostală, ortodoxă, catolică, orice ar fi. Să ne dăm seama că o piață nu este o religie. O piață de idei, o piață de politică, foarte bine gândită. Nu este religie, nu este spiritualitate, nu este credință. Isus este altceva decât ne este prezentat în această piață de idoli. Mare este. O, oh, era sigur Diana Efesainilor, da? Sunt alte lucruri mari și sunt alți viței de aur. Să ne abținem! La revedere!